5 pistoale, muniție și cocaină ridicate de polițiști din casa unui doljan. Proprietarul spune că le-a trecut fără probleme de vame și români. Acum s-a ales cu dosar penal. Perchezițiile au avut loc la domiciliul unui bărbat de 26 de ani din localitatea Pielești. Acesta a recunoscut că a cumpărat pistoalele și muniția din Bulgaria și a reușit să treacă de vame și români fără să le declare. Cazul a fost preluat de DICOT. Perchezițiile au avut loc în localitatea doljană Pielești în dimineața zilei de joi, 18 octombrie. Potrivit polițiștilor doljeni, armele și drogurile au fost descoperite în locuința unui tânăr întors recent în țară. În cursul acestei zile, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Dolj, cu sprijinul polițiștilor din cadrul secției 5 Pielești și o grupă din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție domiciliară în comuna Pielești la locuința unui tânăr de 26 de ani. În urma percheziției domiciliare au fost depistate 4 arme, pistoale neletale calibrul 9 mm, un pistol neletal calibrul 8 mm, 216 cartușe și 15 bile din material plastic transparent ce conținea o substanță pulverulentă de culoare albă, respectiv cocaină, a declarat Mihaela Gârd, purtător de cuvânt al IPJ Dolj. Din primele cercetări s-a stabilit că armele și muniția au fost cumpărate din Bulgaria în cursul lunii octombrie și introduse în România fără să fie declarate organelor vamale de control. Tânărul este cercetat de procurorii DICOT și așteaptă să vadă ce măsură se va lua împotriva sa.